Lupta din interiorul Partidului Mișcarea Populară continuă. Președintele PMP Cristian Diaconescu contestă acțiunea organizată zilele trecute de către Eugen Tomac, această acțiune fiind nestatutară, neavând niciun efect juridic. Prin acțiunile întreprinse de către Eugen Tomac și aliații săi se dorește dizolvarea partidului, cât și înlăturarea președintelui PMP Cristian Diaconescu de pe scena politică, conform declarațiilor acestuia. Acest așa zis congres este planificat, organizat și în interiorul partidului și în afara partidului, atât pentru dizolvarea partidului Mișcarea Populară, cât și pentru eliminarea mea de pe scena politică. Și este cât se poate de clar acest lucru, pentru că în urmă cu o lună și jumătate deja se stabileau parametrii și se întocmeau actele necesare, dovada fiind că aceste acte sunt contestate distanță și în acest moment, sunt încalcă normele statutare ale Partidului Mișcarea Populară, sunt un proces care continuă și la care se va adăuga evident și contestarea congresului. Deci, din această perspectivă, lucrurile sunt foarte clare, numai cine nu vrea să vadă și să înțeleagă acest lucru, nu o face. Nu a fost un congres statutar, este o întâlnire care au făcut-o unii lideri ai PMP-ului care își doresc fuziunea cu PNL-ul pentru a-și obține pentru dânsii niște avantaje personale în detrimentul celorlalți membri de partid. O întâlnire care a făcut foarte mult rău PMP-ului, o întâlnire contestată în instanță, care nu poate avea efecte juridice. Deci, în consecință, în momentul de față, discutăm despre domnul Diaconescu ca președintele ales și în funcție al PMP România pe o perioadă de 4 ani, conform moțiunii care a fost votată de către, inclusiv de către acești lideri, care nu puteau să voteze o altă moțiune decât dacă își dădeau demisia din moțiunea domnului Diaconescu. E un lucru pe care deși se pare că l-a uitat. Drept urmare, este o întâlnire nestatutară, o întâlnire care nu are niciun fel de efect juridic și o întâlnire în urma căreia lucrurile nu se schimbă decât în rău în PMP. Sigur, îngreunând foarte mult situația domnului Diaconescu, care acum trebuie să reașeze liniștea în partid. Eu cred că în următorii 2 ani se va coagula un pol de dreapta, conservator foarte puternic, care îl va propulsa pe domnul Diaconescu în funcție de președinte al României. Sunt convins de lucrul ăsta și aceste încercări nu sunt decât niște ieșiri dintre astea disperate ale unor lideri din PMP care doresc pentru sine niște avantaje politice, niște avantaje materiale și care nu se gândesc absolut deloc la un viitor al PMP-ului, ci doar cum să facă ei să ajungă din nou cât mai repede la putere. Întâlnirile și negocierile dintre reprezentanții Partidului Mișcarea Populară și reprezentanții AUR nu îi sunt străine liderului PMP, care dorește ca propunerile venite din partea AUR să fie făcute partidului și nu prin întâlniri pe colțul mesei. Consilierul local PMP, Eduard Koller, consideră de asemenea că astfel de negocieri sunt în detrimentul partidului. Atâta vreme cât grupul care încearcă să preia puterea în Partidul Mișcarea Populară intenționează să se erigeze într-o structură de decizie privind ceea ce Partidul Mișcarea Populară în acest moment are și privind colegii din Partidul Mișcarea Populară, vor fi răspunsuri foarte clare din punctul de vedere al conducerii statutare, și anume tot ce înseamnă contestare, tot ce înseamnă sprijin al colegilor noștri, deciziile ilegale, multe dintre ele, vor fi preluate și îi vom ajuta să le ducă la bun sfârșit. Partidul Mișcarea Populară avea o șansă foarte mare și aici este probabil și originea acestui demers, și anume acela de a rămâne pe partea dreaptă unul dintre cele mai stabile partide din România. Nu s-a dorit acest lucru, există interese politice și nu numai, mai ales din afara Partidului Mișcarea Populară, și au găsit niște instrumente, inclusiv în județe, în unele județe, vreau să spun, pentru a-și pune în aplicare acest plan, și ne aflăm în această situație. Întâlnirile de genul celor pe care dumneavoastră l-ați menționat au fost foarte des. S-au negociat funcții de secretar general la AUR, trecerea la AUR într-o formă sau alta, colectarea semnăturilor pentru demiterea lui Iohannis. S-au întâlnit acolo să discute despre
niște lucruri care nu au legătură cu politica, cel puțin astea sunt spusele dânșilor, că a fost o întâlnire la o cafea. Sunt convins că domnul Simion n-avea nimic altceva mai bun de făcut decât să întrebe pe domnul Cupă despre ogivele nucleare ale Ucrainei pe care le-a cedat în schimbul securității teritoriului său și așa mai departe. Evident că s-au întâlnit acolo ca să pună pe tarabă organizația PMP Mehedinți, lucru pe care domnul Cupăr cum îl știe cel mai bine. L-a încercat și cu SR-ul, l-a încercat și cu Plusul, acum de un an de zile zgârie pe la ușa Aurului ca să facă acest lucru. Chiar dacă nu o recunoaște, cu toții suntem conștienți că acesta a fost scopul acestei întâlniri. Au mai fost discuții de acest gen, chiar într-o intervenție făcută de domnul Simion în cadrul unei întâlniri a domnului Diaconescu cu câțiva lideri din PMP. Dânsul a făcut o propunere partidului. Domnul Diaconescu a făcut un lucru foarte bun, că a solicitat ca să se facă public, în mod direct, adică către toți cei care erau prezenți la acea întâlnire și să nu se facă prin restaurante sau în locuri din astea mai puțin sau mai mult ascunse publicului, pentru ca tot să poată să-și dea cu părerea despre această propunere, repet, venită din partea AUR-ului. Atât președintele Partidului Mișcarea Populară Cristian Diaconescu, cât și susținătorii săi cred în restabilirea liniștii din interiorul partidului.